Auto-intitulat El Chapo, mafiotul de Comănești. Acest tânăr elev de liceu pune în scenă alături de ceilalți colegi ai săi un act cu trimitere la activitatea idolului lor, Dani Mocanu. Se vede cu ochiul liber că regele Dani Mocanu se află peste tot și mai ales în rândul tinerilor, de la care așteptările sunt mari. Oastea lui Dani Mocanu e din ce în ce mai mare, iar reprezentanții acestei generații copiază cu punct și virgulă fiecare gest al manelistului Mocanu. Dani Mocanu este legendă, Dani Mocanu a scris istorie. Fascinați de vorbele de duh postate și cântate de Dani Mocanu, extrem de viral pe rețelele sociale, puștanii au organizat o scenetă pe sistem, cum ar zice celebrul artist, iar isprava lor a ajuns, cum era firesc, pe internet, spre amuzamentul tuturor. Pentru a-i aduce un omagiu zeului său, El Chapo de la Comănești, intră cu nonșalanță în sala de clasă, îi se deschide cu grație umbrela menită să-l protejeze de intemperii și dă mâna tacticos cu ceilalți colegi aflați în întâmpinarea lui. Apoi un alt coleg îi trage scaunul pentru a se așeza și evident îi aprinde o țigară, în semn de respect și prețuire pentru șeful lui. Adepții lui Dani Mocanu cuceresc internetul și ne arată că viitorul tinerilor se îndreaptă în direcția pe care însuși idolul lor le-o creionează după bunul plac. Voi toți la mine? Să-și becă de cap până în picioare.